Concursul Navă Pontica a ajuns la final. După mai multe zile în care elevii au trecut prin probe serioase, tineri au fost recompensați pentru eforturile lor. Mențiune se acordă echipajului Petru Dava de la școala cu clasele Piatra Neamț. Fac parte din echipajul Văltăreții din Brăila, ce a câștigat locul întâi. E pentru prima oară când am participat la acest concurs și cred că a fost unul dintre cele mai frumoase concursuri din vara aceasta, pentru că a fost o multitudine de probe care s-au împletit foarte frumos. Am reușit să ne împăcăm și cu somnul și cu probele de not, de vâslit. Această ediție am reușit să câștigăm locul 2 și ne bucurăm pentru că am obținut acest premiu. Sperăm ca și anul viitor să obținem un loc mai sus de atât. Concursul sportiv turistic a avut ca scop corelarea componentelor educative formative într-o activitate complexă cu caracter de competiție la nivel național și internațional. La acest concurs au participat 14 echipaje din orașe diferite ale țării. Sperăm noi că le-am asigurat condiții așa cum trebuie și că s-au simțit bine. Probele la care au participat au fost în număr de 14, probe diversificate, unele mai grele, altele mai ușoare, dar pe care le-au trecut cu bine. În ansamblu, considerăm că această ediție a fost o reușită a noastră, a școlii Tudor Arghezi, precum și a primăriei orașului Năvodari. Elevii nu au fost singurii premiați în cadrul festivității de joi seară. Nici autoritățile locale implicate în susținerea și organizarea competiției nu au fost uitate. Domnul viceprimar Chelaru Florin. Obiectivul acestui concurs național a fost acela de a dezvolta personalitatea elevilor și de a forma o atitudine și un stil de viață sănătos.